Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică Urban de la Poliția Municipiului Reghin, după amiaza zilei de 21 martie, în jurul orei 16, au fost sesizați de către agenții de pază de la un supermarket situat pe raza Municipiului Reghin despre faptul că un individ a sustras componente electronice pentru telefonie mobilă din magazin în valoare de aproximativ 60 de lei și chiar a reușit să fugă cu acestea. Polițiștii l-au reținut la scurt timp pe bărbatul în vârstă de 30 de ani domiciliat în Târgu Mureș. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat.